Bună ziua, facem astăzi ficăței de pui cu ceapă. Este rețeta mea, una dintre ele. O să avem nevoie de cam de jumate de kilogram de ficăței de pui care am spălat și am curățit de pielițe și de sânge și de tot. Avem nevoie de o ceapă foarte mare care am tăiat-o felii. Câteva frunze de pătrunjel, puneți cantitatea care vreți de ceapă și de pătrunjel. Și avem aici sare, piper, boia. Și dacă aveți, foarte bine iese și cu coriandru, eu nu am, nu o să pun. În puțin ulei, aici avem ulei, cam 3 lingurițe de ulei, o să prăjim ceapa. Prăjim ceapa, puneți cantitatea care vă place, nouă ne place cu ceapă multă. Prăjim ceapa câteva minute, puteți să o tăiați și foarte mărunt. Eu am preferat acum așa. După ce am călit ceapa cam 7 minute, am scos-o de pe o farfurioară și în ulei prăjim ficăței. Deci în uleiul fierbinte în care am prăjit ceapa, punem ficăței spălați și scurși bine. Lăsăm până se schimbe la culoare și întoarcem pe partea cealaltă. Facem așa, de exemplu aici unde e roșu, trebuie încă o dată întors până o să aibă o culoare foarte deschisă. După ce am prăjit pe amândouă părțile, acum o să pun ceava peste ei. Amestec puțin și las din când în când amestec, cu grijă să nu se zdrobească, până se fac. Cum am spus, din când în când îl amestecăm. O să punem piperul și boia și sarea după gust. Deja este pe aragaz mai mult de un sfert de oră. Și mai lăsăm puțin. Știm când sunt gata, am tăiat una și am văzut că înăuntru nu mai este deschis la culoare, nu mai este sânge, nu mai este nimic, uitați, așa arată. Și acum îl prăjim, dacă vreți mai prăjit, mai lăsați puțin, dacă nu, dacă îl vreți mai puțin prăjit, se poate lua, eu mai las puțin. Este gata. Acum o să-l sting. Am și stins. O să pun pătrunjelul și foarte puțină boia. Să aibă culoare frumoasă. Și este gata. După ce am pus ceapa împreună cu ficăței, am dat focul mai încet, am uitat să vă spun. Este gata. Aceasta este rețeta noastră de ficăței de pui. Una dintre ele. Sper să o încercați. În jumate de oră faceți o farfurie de ficăței de pui. Se poate mânca cu salată, cu pireu de cartofi, cu ce doriți. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!